Trebuie să recunoaștem că ne-am obișnuit cu niște ierni mai liniștite. Cumva să stăm la televizor să vedem pe alții sub zăpezi, sub geruri. A fost New York, cu Londra, cu ani în urmă, Alpii în plin de zăpadă. Acum e posibil să vină și rândul nostru. Deocamdată experimentăm două furtuni la un interval destul de mic, de o săptămână. Sunt schimbări climatice ce generează niște curenți circumpolari neomogeni, ceea ce face ca undeva niște limbi ale acestor circulații de aer rece și umed cu presiune foarte mare din zonele nordice să coboare în latitudine foarte mult și în perioade în care obișnuit nu apăreau. Și din acest motiv avem aceste două furtuni la un interval foarte scurt. Suntem pasibili să ne vină rândul de a experimenta o iarnă mai grea. Să ne pregătim pentru asta.